Mă întorc cu cea mai mare bucurie la școala prieteniei cu Dumnezeu, ca astăzi să explorăm împreună adâncimea, înălțimea, dimensiunile a ceea ce noi numim prietenia cu Dumnezeu. Dragii mei, sunt convins că întotdeauna cuvintele vor fi sărace, nu numai în viața aceasta, pentru totdeauna. Vor fi sărace în a exprima adevărul. Bogăția, frumusețea prieteniei cu Dumnezeu. Dar, oricât de săraci ar fi, îndrăznim totuși să privim în direcția aceasta împreună și sub călăuzirea Duhului Dumnezeu vom explora astăzi puterea prieteniei. Rămâi Tatăl lângă noi și, așa cum tu ai promis că Duhul Tău ne va călăuzi, te rugăm ca El să ne călăuzească astăzi în privirea, explorarea și înțelegerea Aceea, a puterii prieteniei cu Dumnezeu și trecând dincolo de aceste lucruri, dă-ne, Doamne, harul ca această putere să coboare în viața și ființa noastră. Te binecuvântăm în veci. Amin. Sigur că nu puțin dintre... Iertați-mă... Nu puțin dintre noi au ascultat celebra formație ABBA cântând The Power of Love, Puterea Iubirii. Însă ați observat ce s-a întâmplat în cadrul acestei formații. Se vede că iubirea n-a avut destul de putere și în final ea s-a transformat în necredincioșie, în trădare și în destrămare. Acest lucru e datorat faptului că, în cuvintele Domnului nostru Isus Hristos, Despărțiți de mine, nu puteți să faceți nimic, chiar dacă abordați cele mai înalte, mai profunde concepții cu privire la Dumnezeu. Este imposibil. Astăzi, prin harul bunului Dumnezeu, vom înțelege că puterea cea mai mare în Universul acesta este legătura prieteniei cu Dumnezeu. Aceasta e cea mai înaltă putere. De fapt, prietenia cu Dumnezeu este cea mai înaltă expresie a iubirii. Nu există ceva dincolo de prietenia cu Dumnezeu și de prietenia lui Dumnezeu în viața noastră. și Mergem împreună în Ioan 15 cu 13, în locul acesta atât de bine cunoscut și constatăm că puterea iubirii, puterea prieteniei cu Dumnezeu, aceasta conduce la, aș zice, jertfa supremă. Această explicație a crucii de la Golgota, prietenia lui Dumnezeu cu noi, pentru prietenii săi, să citim textul, nu este mai mare dragoste decât să-și dea cineva viața pentru prietenii săi. Acesta, acesta este, aceasta este cheia care desleagă, descuie crucea Golgotei. Pentru că Dumnezeu ne-a privit ca prieteni puterea prieteniei lui față de noi l-a făcut să aducă jertfa suprem. Deci aici, aici, stau toate lucrurile. Acum, dacă mergem puțin în natură, vom constata că diverse materiale au diverse durități. Și pe scara durității, știi, stalc, gips, calcită, florina, apatită, ortoză, topaz, corindon, diamant. Aceasta e scala, scara durității. Diamant este cea mai dură uh, agregare care există în lumea noastră. Și dacă ne-am uitat la compoziție, compoziția lui este aceeași cu a cărbunelui sau a grafitului, dar ce cărbunele i-ai dat un ciomac să sfărâmă grafitul la fel? Uh, diamantul însă nu. De ce? Legăturile. Legăturile care sunt între atomii lui sunt de așa natură că au produs acest uh, cel mai de preț, acest foarte prețios, uh, acest foarte prețios agregat. Iubiții mei, uh, ideea aceasta se transpune în contextul învățăturii de astăzi asupra legăturii dintre om și Dumnezeu. Dacă exista vreo legătură mai puternică decât prietenia, Dumnezeu o alegea, dar n-a existat altceva. Sunt câteva cazuri în care Dumnezeu se expune și spune, judecați voi acum între mine și via mea, sau în epistola către romani spune că el va fi, când te vei lăsa judecat, vei fi judecat, vei ieși biruitor. Adică Dumnezeu spune, dacă știți voi vreo legătură mai puternică decât prietenia, spuneți, dar nu este niciuna mai. Dacă Abraham a fost Abraham, a fost pentru că a fost prieten cu Dumnezeu. Este, aceasta este taina din spatele oricărei vieți de credincioșie sau de jerfă, sau uh, oricărui luminător mai mic sau mai mare din istoria lumii noastre, Dacă există vreo taină cu adevărat, este taina prieteniei cu Dumnezeu. Este așa de mișcător lucrul acesta și uh, Dumnezeu să ne ajute să putem înțelege câteva lucruri. Vine o vreme în care, așa cum găsim în Cartea lui Iosua, capitolul 22, versetul 24, se ridică această întrebare. Ce legătură este între voi și Domnul Dumnezeul lui Israel? Aceasta e întrebarea pe care o găsim în acest verset 24. Ce legătură? Nu este vorba de cunoștință, nu este vorba de credință, nu este vorba de lucrare, ci este vorba de legătură. Ce legătură, ce fel de legătură este între tine și Dumnezeu? Este legătura care este între atomii diamantului sau este legătura pe care o găsim în cărbune sau în grafit? Sau... Aceasta e mare întrebare. Și în funcție de natura legăturii acesteia, vorbim de temporal sau de etern, netemporal. Ce legătură, aceasta e întrebarea pe care o adresează Duhul Sfânt în cuvântul său, sufletelor noastre din școala prieteniei cu Dumnezeu, cu această ocazie. Ce legătură este între tine și Domnul Dumnezeului Israel? Știți, o să aduc un exemplu care n-aș fi vrut să-l aduc, dar pentru că este în Evanghelie. Știți ce este acela un demon? Un demon poate să fie pe stradă, poate să fie în familie la noi, putem să fim noi înșine. Uite, un demon este definit după legătura pe care o are el cu Dumnezeu. Aceasta definește un demon sau un înger sau un prieten al lui Dumnezeu. Legătura, ce fel de legătură este între tine și Dumnezeu. Și în Matei 8, 29, demonii înșiși au strigat lucrul acesta, au început să strige, spune acolo, ce legătură este între noi și tine, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu? Nu e nicio legătură, deci. Pentru ei, aceasta, aceasta definește un demon. Ce legătură este? El nu face nimic cu gândul la Dumnezeu, ci totul fără Dumnezeu, împotriva lui Dumnezeu. Ce legătură? Aceasta e natura legăturii, cea de vrăjmășie, de ostilitate, mai degrabă de disperare care îmbracă aceste forme. N-aș vrea să vorbim prea mult despre lucrul acesta, dar asta înseamnă un demon. Aceasta înseamnă un demon. Fie că e persoană, fie că este un înger căzut, este cineva care nu, nu ține seamă de Dumnezeu. Ce legătură este între noi și tine, Iisuse Fiul lui Dumnezeu? Însă atunci când între noi și Dumnezeu este o legătură de prietenie, atunci când prietenia lui Dumnezeu față de noi naște în sufletul nostru, prietenie față de Dumnezeu, viața arată cu totul altfel. Nu poți, când, când un om trece printr-o printr situație în care este pus să aleagă, el, el alege cu Dumnezeu minte, cum să nu țiu seamă de prietenul meu? Observați ce face Dumnezeu în momentul în care este luată decizia în dreptul Sodomei și Gomorei. Cum să ascund eu așa ceva de prietenul meu, de Abraham? să-i spun. Și atunci a fost acest dialog de te tremură. prin faptul că Dumnezeu, în care spune în scriptura, duhurile cad în leșin în adorare, în prezența lui, se coboară la un om beduin, un om cu un cort și așa, și vorbește cu el, și se sfătuiește cu el, și negociază cu el, și așa mai departe. Cum să fac eu lucrul acesta? Nu, Dumnezeu nu face nimic fără să descoperă taina sa prietenilor lui, prorocii. Aceasta este legătura între Dumnezeu și noi. Aceasta este legătura care ni se oferă. Sfânta Scriptură este o ofertă. Nu este nimeni obligat să primească prietenia lui Dumnezeu, dar oricine primește această prietenie. Oricine răspunde prieteniei lui Dumnezeu cu prietenie, ființa aceea nici nu va putea să spună copiilor lui ce fel de viață trăiește sufletul lui în prietenia cu Dumnezeu. Când ești ispitit, ții seamă de prietenul tău, nu? Când ești încercat, la fel, când este vorba de a oferi un sacrificiu, nu sunt limite când e vorba de prietenie. Nu este dragoste mai mare decât să-și dea cineva viața. Asta înseamnă totul pentru prieteni. Eviții mei sunt, sunt în sufletul meu pentru că am văzut vieți de oameni care, sunt, care reprezintă rodul prieteniei cu Dumnezeu. Nu e nevoie de niciun fel de etichetă în direcția aceasta. Dar prietenia cu Dumnezeu merge până acolo încât El se identifică cu noi, adevăratul și marele nostru prieten. El se identifică cu noi. Prietenul adevărat iubește oricând și în nenorocire ajunge ca un frate, spune cartea Proverbelor 17-17. Adică El fraternizează cu noi în nenorocire. Azi am găsit o expresie tulburătoare și mult, mult aș vrea să o dezvoltăm într-o întâlnire viitoare. Dumnezeu nu se spală pe mâini de tine niciodată. Pilat s-a spălat pe mâini de Dumnezeu, dar el nu. Prietenia lui Dumnezeu este o legătură veșnică. Între noi și el. Nu are timp, nu are limite. Prietenia lui Dumnezeu este legătura creației. Aceasta este adevărata creație. Într-adevăr, pe pământ, între prieteni, sunt lucruri incredibile dictate de puterea prieteniei. Ce poate face un om sub puterea prieteniei lui față de un alt om este de neimaginat. Un, un soldat a căzut rănit, aproape mortal a căzut rănit și pierdea sângele acolo și un altul din tranșeu strigă, mă duc, e prietenul meu, mă duc, mă duc la el. Ofițerul i-a spus, stai aici, nu pleca, plouă cu foc literalmente, plus este lovit așa de așa fel că nu, -ți va, putea, nu va supraviețui, no, mă duc și s-a dus. Și s-a târât până la el, l-a apucat și l-a încercat să-l aducă în tranșeu, dar a murit la câteva momente. Și el s-a întors singur în tranșeu. În tranșeu și ofițerul a certat sever: Ți-am spus să nu te duci pentru că nu va supraviețui. Ți-am spus lucrul ăsta. Era tăiat în două pur și simplu. La care soldatul acesta îl privește pe privește ofițerul și spune: Dar știți ce a zis când m-am dus la el? Nu știu, a spus ofițerul. Sau a uitat la mine și a spus, știam că vii. Știam că o să vii. Deci nu este dragoste mai mare decât aceea care a fost exprimată în crucea Golgotei prin jerfa Domnului nostru Isus Hristos, dar, dar jerfa aceasta este o expresie a puterei prieteniei lui Dumnezeu. Nu există dragoste mai mare decât în între prieteni. Acolo este locul pe care, unde s-a manifestat dragostea lui Dumnezeu. Și lucrul acesta definește atât o familie, este o familie în care soțul și soția și părinții și copiii sunt prieteni. Acesta este ceea ce noi numim cerul un loc pe pământ cu adevărat. Dar este produsul prieteniei. Nu este produsul conlocuirii, în sfârșit, potriviri de caracter, de interese, de una de alta, așa cum verificăm noi și cum tinerii încearcă să-și cunoască preferințele. Și dincolo de toate acestea, legătura cea mai înaltă și supremația iubirii este prietenia. Prietenia din, dintre cei dintr-o familie. Și același lucru caracterizează biserica. De aceea o familie este așa de frumoasă. E puterea prieteniei care operează. De aceea o biserică este așa de frumoasă. Este puterea prieteniei. Legăturile dintre ei nu sunt legături de natură socială doar, ci ele îmbracă forma aceasta a legăturilor din diamant, care este care este legătura cea mai, cea mai puternică, legătura prietenii. De aceea, în fapt, 2 cu 42, Scriptura descrie pe biserica fiind stăruind în învățătura apostolilor. Domnul e ceva nemaipomenit. În învățătura apostolilor, în frângerea pâinii, în rugăciuni, în programe, în cântări, în predică, în orice. E pomenit dar toate aceste lucruri sunt dependente de expresia aceasta pe care o găsim în text. Ei stăruiau în legătura frățească. În ceruri nu vor fi duși membri ai bisericii sau frați sau... Frații lui Iosif nu puteau spune nicio vorbă bună și așa mai departe. Ci vor, fi, vor merge prietenii lui Dumnezeu și toți prietenii lui Dumnezeu sunt prieteni între ei. E de neimaginat să fim alături, să fim prieteni cu același Dumnezeu și să nu fim prieteni între noi. Trebuie să cerem de la Dumnezeu darul acesta. Trebuie să mergem mai departe în credință și în credincioșie, de la frăție și de la împreună simțire, la prietenia aceasta, pentru care viața cuiva, viața nu e mai mare dragoste de decât cineva să pună viața la mijloc pentru prietenie. Aceasta este puterea extraordinară a prieteniei și ea este legătura aceasta pe care a așezat-o Dumnezeu între tatăl și fiul pe care îl numește prietenul meu, între tatăl și noi, între Isus și noi care ne numește prietenii lui și între noi și jerfa Golgotei care este expresia prieteniei lui Dumnezeu cu noi. Acum, iubiții mei, este un lucru de extremă legătură, de, de extremă însemnătate. Ne întreabă în a doua Corinteni 6 cu 14 ce legătură este în, în 2 Corinteni 6 cu 15, ce legătură este între Hristos și Belial, adică diavol. Nu are sens. Niciun fel de legătură. dacă între prietenul nostru Dumnezeu și diavol sau rău sau păcat, nu există niciun fel de legătură, de ce ar exista în viața noastră? Ce fel de prieten al lui Dumnezeu am fi noi, că, care în timp ce nu are nicio legătură cu acest belial, cu păcatul lumii, cu pofta ochilor, cu lăudăroșia vieții, în timp ce el nu are niciun fel de legătură, noi am avea totuși. Ce fel de prieteni? Ce fel de prietenie? Ar, ce fel de prietenie ar putea să fie aceasta? Ce legătură este între Hristos și Belial? Prin urmare, Biblia ne îndeamnă în versetul 14, nu vă jugați la un juc nepotrivit datorită acestui lucru. Să nu aveți nicio legătură între cu, neprihă, cu fără de legea. Ce legătură există între neprihănire și fără de lege? Una din manifestările puterii prieteniei cu Dumnezeu este trăirea noastră fără a acorda vreun loc sau vreo manifestare răului sau diavolului în viața noastră. Știu, ne-am născut în păcat, suntem în această lume, nu despre aceasta vorbesc. Nimic bun nu locuiește în mine, dar în Sufletul meu prietenia mea cu Dumnezeu nu are niciun loc pentru răul, nici atât pentru răul în care cad eu. Nu există un loc, nu există o aprobare, nu există vreo uh, plăcere sau nu există vreo scuză pentru lucrul acesta. Nu. Uh, mă îndrept către viața aceasta a lui Dumnezeu, în care nu există nicio legătură cu Belial. N-am ajuns, spune Pavel în Filipeni, nu, dar alerg spre ținta aceasta, în care voi trăi pentru, pentru prietenia cu Dumnezeu. Păstrați lucrul acesta, ne îndeamnă în epistola, epistola către Efeseni, păstrați unirea Duhului prin legătura aceasta a păcii între voi și Dumnezeu cel din tâi și apoi pe orizontal între voi și cei de lângă voi. Urmăriți pacea cu toți, nu semnează că toți vor fi în pace cu tine, dar tu ești în sufletul tău, în păcat, în dreptul fiecărui om, fără niciun fel de umbră. Așa că ne îndeamnă Biblia în Filipen 2 cu dacă este vreo legătură a Duhului, stăruiți în ea. Dacă se găsesc toate și mai presus de orice spune Sfânta Scriptură, trăiți în dragoste care este legătura desăvârșirii. Acesta este legătura despre care vorbeam în, în diamant în toată curăția lui. Și este legătura dintre Tatăl și Fiul și Duhul Sfânt, este legătura dintre Tatăl, dintre Dumnezeire și noi, și prin reflecție este legătura dintre noi și cel din casa noastră, și cei din casa lui Dumnezeu. Apostolul Pavel trăia acest fel de legătură cu membrii bisericii și de aceea îi scrie el lui Filimon, dacă mă socotești prieten. Deci tu mi-ai spus mie că sunt prieten, deci acest lucru, dacă mă socotești ca prieten al tău, primește-l pe acest onisim tot ca prieten, e prieten. Dacă el e prietenul meu și tu ești prietenul meu, înseamnă că prietenul prietenului meu e prietenul meu. Bun, deci Onisim este prieten cu tine, așa este primit Onisim și puterea acestei prietenii, vă rog să subliniați, a desfințat sclavagismul în Imperiul Roman. Uitați-vă ce luptă a fost aici în America și în lume pentru desfințarea sclavagismului. Și se pare că nu a fost desfințat, a fost înlocuit. Dar acolo puterea prieteniei dintre Filimon și Onisim, trei de fapt, Filimon, Onisim și Pavel, a desfințat sclavagismul în Imperiul Roman. Iubiții mei, legătura dintre cel mai mare om născut din femeie, Ioan Botezătorul, și Domnul nostru, Isus Hristos, a fost o legătură de prietenie. Nu, nu, nu este normal să ne întrebăm ce a stat în spatele unei astfel de vieți pe care Fiul lui Dumnezeu a numit sub genericul acesta cel mai mare om născut din femeie. Păi n-a fost Isaia, Ieremia și alții profeți mari care, prin care Dumnezeu s-a descoperit lumii și a descoperit venirea lui Mesia. Dintre cei născuți din femeie nu există nimeni dincolo de omul acesta. Și acum, cum spuneam, ar fi absolut normal să ne întrebăm în ce a constat izvorul sau puterea care a stat în spatele unei astfel de vieți? Cei care au supraviețuit lagărilor de concentrare fiind întrebați cum de-ați supraviețuit, au spus că au avut o anume taină în viață. Spre exemplu, un om care era foarte slăbit a spus că are acasă o fată handicapată și pentru ea a luptat cu sufletul din el să trăiască, să supraviețuiască în fiecare zi ca să se poată întoarce acasă, să-i poată fi de ajutor. Toți aceștia care au supraviețuit au avut o taină. Toți oamenii care au realizat lucruri mari pe pământul acesta, Edmund Hillary, care a urcat pe pe Himalaya, avea o taină. El vroia să comunice un mesaj către soția lui și cei care au făcut mari descoperiri științifice, care au condus lumea, care au evitat războaie, au făcut lucruri nemaizite pe pământ. Când te uiți la viața lor, inventatori, oameni de știință, exploratori, apostoli, proroci, când te uiți la viața lor, a existat în spatele acestei vieți o taină. Și acum ne întrebăm care a fost taina din spatele vieții celui mai mare om născut din femeie. Iată ce scrie în Ioan 329, 29, el însuși spune aceste cuvinte. Cine are mireasă este mire, se referea la Domnul nostru Isus Hristos. Dar prietenul mirelui, el era acesta. Prietenul mirelui, el era prieten cu mirele. Dar eu să mai intrăm în, în, în detalii din acestea care ar perturba, ce atitudine greșită viere au pus mâna pe via lui Dumnezeu sau în cazul unei nunți în România cineva a, a atentat, a atacat, dar aici Scriptura scrie prietenul mirelui. Prietenul mirelui care stă și la ascultă se bucură foarte mult când aude glasul mirelui. Al cui glas l-aude? Glasul prietenului lui. Și această bucurie, care este a mea, este de plină. Nimeni nu va exercita vreodată și nu va cunoaște, nu va gusta bucuria de plină a vieții și a vieții fără sfârșit decât prietenul lui Dumnezeu, acela care cunoaște prietenia cu Dumnezeu și care a primit-o în viață. Aceasta este taina din spatele vieții lui Ioan Botezătorul. În fața unei biserici unde am slujit a avut loc următoarea discuție după ce predica s-a încheiat. Dacă Isus ar fi în persoană aici, înaintea ta, acum, ce ai cere? Treabă cineva pe cineva. Și cel întrebat răspunde, i-aș cere să mai dea timp ca să mă pregătesc. Bine, îi spune celălalt. Același lucru mi l-ai spus acum 25 de ani când te-am întrebat la fel, ai uitat. Ai spus că e nevoie de timp. A mai venit un sfert de secol, acum acum sigur mai e nevoie de timp. Înțeleg această dorință și cerere ca o expresie a prețuirii față de Dumnezeu și a, a înălțimii, a pregătirii pe care cineva ar trebui să o trăiască în perspectiva în pregătește să, să întâlnești pe Dumnezeul tău. Cel care a întrebat îi spune, zice, uite, eu nu cer timp. Chiar acum, dacă el vine, în clipa aceasta, am cea mai mare bucurie posibilă. Vine prietenul meu. El este cel care vine. Nu am niciun fel de frică, nu am niciun fel de îndoială. Sunt atât de fericit că el este prietenul meu. Acesta este rodul puterii prieteniei cu Dumnezeu în viața noastră, și acest rod, Tată iubit, îl cerem de la Tine, al prieteniei cu Tine, în viața fiecăruia dintre noi. Ne închinăm, Doamne, și îți mulțumim că ai făcut din noi prietenii tăi. Noi n-am fi îndrăznit niciodată să gândim sau să cerem așa ceva, dar ne închinăm înaintea ta și îți mulțumim că prietenia ta a înălțat crucea de la Golgota și ne-a câștigat pentru totdeauna sufletele pentru prietenia cu Dumnezeu. Amin.